cuburile sunt incubatoare de startup-uri care... Cuburile sunt incubatoare de startup-uri unde proaspeții antreprenori. Deci îi spun, ne ducem în sapă de lemn într-un an de zile, dacă e așa. Bă, Bobiță, tu vrei să vii în scârciumă că ai probleme cu mafia, este? Care mafie, mă, prostule? Păi mai există mafie? Există, mă, cum să nu există? Mai există, mă, acum ai zice, există, dar există Sanepid, ANAF, așa îi zice acum, numai. Dacă ăștia scapi mea, te-ai băgat 10.000 în plic și aia, gata. Dar pentru ce-ți trebuie ție, mă, 10.000 de euro? Am uitat de afaceri, Dorele, puternic greu de tot. Ce afaceri? Dacă spun, stă mintea loc. A? Bitcoin. Ce, mă? Ce e ăla, mă? Bitcoin, mă, monedă virtuală, ai auzit? Nu. Dacă ești prost. Moneda virtuală Bitcoin, acum asta este șmecheria. Deci ai băgat un Bitcoin de ăla și într-un an s-a făcut un milion. Ești printre stele, s-a terminat șmecheria. Bine, acum tu nu te duce prin sasă regi la astea și a luat Bobiță Bitcoin, da? Că nu vreau să afă nimeni, ce-o cu mic. Nu mai zic la nimeni. Și cât ai dat pe el? 11.000 de euro. 11.000? Da. Nu-i mult, mă? E mult, prostule, echilipir. Păi da, tu gândește că l-am luat la reducere acum. Păi da, ăsta într-un an de zile s-a făcut un milion. Păi dacă luam eu când trebuia atunci, când era el 1.000 sau când era 2.000, păi acum eram... Păi da, ăștia bogați, cum crezi, mă, că a făcut ei afaceri? Care, cum a făcut ei banii, bă, ăia mulți? Tu nu știu eu, mă, a muncit. A muncit, pă, dracu, din Bitcoin, mă. Din Bitcoin a băgat banii în astea și e printre stele acum. Păi ia să mă vezi pe mine într-un an, băi, mai beau cafeaua aici cu tine? O beau frumos acolo la Nisa, la Paris, da, alea, cu Țiriac. Domnul Țiriac, ia zic, care mai e treaba? Alea, alea, numai așa, ia să vezi. Și cu Crăciuma ce facem, mă? Băi, eu îți vorbesc ție de milioane de euro aici, de Bitcoin și de alea, și tu, măi, Cârciuma, dă-o dracu de Cârciuma, eu dau lui Celentano cadou, nu te gândești? Ia. Na. Ce, mă? 11.010, mă, n-am făcut nimic, am fumat țigare, asta s-a făcut 11.010, na. 11.020, 11.030, 11.050, mă, a sărit, na. Doamne, pupați aș tălpile tare, ce-mi faci tu mie, uite așa mă duce, imediat sus, mă. Deci tu ai făcut 50 de euro acum? Da, mă, cât am să fac 5 cu tine. Alea. Într-un an de zile, dacă nu mi-am eu peleșul, perișorul, toate casele alea vechi, dacă rea. Dar de ce? Că pot, da. Și mi-au casă la mare, mare, frumoasă, ia să vezi. La Costinești, mâinile în aer. La Costinești, mă, prostule, mi-au un Grecie acolo, unde casă de-aia. Deci ai deschis geamul frumos, ai ieșit pe nisip, delfini, așteaptă, le arunci pâinică, îi mângâi pe cap. Ceva frumos, mă, ia să vezi tu, mamă, mamă. Îmi ieși mie o mașină? Îți iau, mă, îți iau mașină cu șofer, limuzină de-aia mare, lungă, așa, ia să vezi. Păi, între noi milionari, ce dracu ne respectăm și noi. Mă, vezi cât mai e, ia vezi. Ce, mă? Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.